Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Danger Zone. De data aceasta nu mai jucăm cu Unity, jucăm cu Precision Cheats. Aveți cheat-ul în descriere pentru o reducere de 1 euro. Puteți folosi codul RAUL2K pe site-ul din descriere. Da, deci probabil că ați văzut și din titlu, dar o să vă zic și în videoclip. Vreau să fac o serie nouă pe canal, tot de hacking, numai că în fiecare episod voi testa un cheat diferit. Nu contează dacă e cu bani sau nu, pur și simplu o să testez în fiecare episod. Da, m-am inspirat de la Biha, recunosc, pentru că am văzut că a început o serie în care promovează cheat-uri și am zis să... Bine, nu o să promoveze același cheat-uri ca el. Vă dați și voi seama că nu o să văd acolo că el a promovat o chestie, eu să promovez aceeași chestie, gen să fac practic același videoclip. Numai că pur și simplu eu o să probez, bine, o să testez și cheat-uri, ăsta și premium și gratis. Stați așa că eu n-am armă și mi-e frică de asta. Ăsta a plantat acolo mare bombă. Nu știu ce mi s-a dus vocea așa. Sunt un pic răgușit, nu știu dacă vă dați seama. Mă rog, nu chiar răgușit, dar mi se duce așa, nu știu să vezi, mi se duce vocea așa. Da, nu știu de ce. Și e prima dată când joc cu Precision Cheats pe Danger Zone și chiar Danger Zone. Ok, de ce am, mă rog. Și chiar sunt curios cum merge. Stați că mi-e frică de asta. Mi s-a părut că e armă. Frate, n-am nicio armă, cum fac? Îmi comand ceva repede? Da, pot pe 250. Hai repede că mi-l comand. Doamne, sper să vină repede, că mă moară ăsta. Și da, m-ați întrebat foarte mulți când o să vină videoclipul acela în care o să testăm procesoarele alea și o să prăjim carne, cum am zis eu, pe ai de puii mei, nu... Are armă asta. Cred că are armă asta. Nu, boss. Nu. Nu, boss. Nu, niciun caz, boss. Niciun caz, boss. Stai tu, stai liniștit, boss. Poți să-ți consumi tu. Hai să vină repede drona, frate. Să vină repede drona. Unde-i drona? Mi-o dat drop, așa, tati. Hai, dă-i și reload. Vai, cât de nesimțit, doamne, cât de nesimțit pot să fiu. Vai, săracu, mi-e milă de om, frate. Omul a încercat să am învârtit pe aici după mine. Mi-a venit arma și i-am dat one tap, frate, săracu de el. Da, și... Recomandați-mi, cam asta vreau de la voi, să-mi recomandați cheat-uri șmechere. Ai, 500, hai că nu-i mult. Să-mi recomandați cheat-uri șmechere, nu contează dacă-s premium sau nu. Dacă-s gratis, opa, ce s-a întâmplat. Dacă-s gratis, premium, etc, nu contează. Și eu o să mă uit în comentarii și o să fac un videoclip, nu știu dacă săptămânal sau cum, o să-l fac o dată la 2 zile. Dar o să fac un videoclip, nu știu, o dată la 2 zile sau săptămânal, o să văd eu cum am timp, în care o să promovez cheat-ul respectiv. Mă rog, o să-l promovez, o să joc cu el, o să-mi zic părerea despre ele, tăcă. Ca un fel de CSGO ăsta cu cheat-uri gratis, cum am făcut eu până acum. Numai că de data asta nu mai doar cheat-uri gratis, și cheat-uri premium. Pentru că mulți m-ați întrebat, bă frate, ce cheat îmi recomanzi, tăcă. Și eu, ca la seria aia cu cheat-uri gratis, la fiecare final de episod o să dau câte o notă cheat-ului. Și voi o să vă puteți ghida după chestiile alea. Vă dați seama că nu o să pot să joc orice cheat, pentru că da, am jucat și cu Zmota în cheats, mai mult ăla a fost, videoclipul a fost o parodie, nu știu dacă mulți v-ați prins, dar da, a fost o parodie video ăla, mai mult nu l-am făcut așa de serios. V-ați văzut și intro, a fost la troll făcut, deci nu l-am făcut la modul serios să promovez neapărat cheat-ul, pentru că mi se pare că am precizat și în titlu și în primul comentariu că cheat-ul este paste, nu e făcut de la zero. Mulți m-au înjurat, mă rog, oricum a trecut chestia, dar frate, eu am și anunțat în primul comentariu că cheat-ul nu este 100% făcut de la zero, e modificat un pic, site, etc, dar nu e făcut de la zero, e un paste. Niciodată nu am zis la un cheat de ăsta paste, nu am zis niciodată, bă frate, stai că e cheat bun, e făcut de la zero, cumpărați-l cu toată încrederea, vă recomand. Oricum, mi-am luat câteva jurături, a trecut faza, nu mai contează, dar de acum încolo o să precizez la începutul videoclipului, când o să fie parodie, dacă nu se poate altcumva, da, mă rog. Ia să vedem, pot să îi dau cu asta în cap? Nu am putut să-i dau, am vrut să-mi dea cuțit omul. Frate, ăsta n-avea nicio armă, serios. Deci, serios, frate, chiar n-avea nicio armă omul. Las că pot să-mi bag seringa. Hâț, și să o iau pe a lui. Unde e a lui? Gat, am luat-o, sper că... Mă, ce? Am luat-o pe a lui? Dacă nu mai găsesc. Ba da, așa, gata, am luat-o. Doar 3 inamici? Băi, și s-au omorât ăștia în 3 acolo, că mai erau 8 în viață, lol. Mamă, stai că nu mă pun cu ăsta, că ăsta e periculos, frate. Stai că o luăm pe aici. Mi-e frică că nu prea am, mă rog, am gloanțe, dar... Bă, de fapt, Precision Cheats-ul ăsta o dă mai mult la one tap. Când ai, adică eu acum am setările de rage on. Mă rog, nu auto 6 și alea, dar în mare parte... dă numai tapuri, deci n-ar trebui să mă stresesc. Eu cu Unity jucam, aveam aimul pe corp, știi, și nu dădea tot timpul cap. Mă rog, l-aveam pe corp, l-aveam pe nir ăsta, adică dă unde e cel mai aproape ținta, dar n-ai oricum, nu dă tot timpul la cap și n-ai cum să te bazezi, dar pe Precision Cheats chiar mă bazez că dă la cap one tap, deci n-am. Mamă, vine zona? Mă, ce? A, nu, s-a blocat aici. Uai, ce m-a speriat ăsta, am crezut că e inamic, bă. Hai, nu, nu o să iau asta, chiar stau tot meciul cu el în spate, pentru că știți că eu nu le... Mamă, s-a omorât între ei mai un inamic. Nu știu cum să fac cu asta. Mă duc pe el, eu l-o și l-omor sau... Hai că mă duc pe el, eu l-o și l-omor. Mamă, dar mi-e frică, poate... Ia stai, pot să arunc cu cheia după el? Mă rog, cu cheia cu toporul. Acum văd că mi s-a reparat și mie bugul ăsta și pot să dau cu toporul după... Mamă, vine asta pe aici pe sus. Stai că mă bag în peștera asta, frate. Mă. Bă, băiatule. E sus pe ăsta. Dați că iau pe aici, le iau pe la spate. Pe aici cred că am mai fost, nu sunt sigur. Uite-l pe ăla pe acolo. Și, da, și videoclipul în care o să-i asamblez PC-ul prietenului meu trebuie să vină curând. Acum nu știu exact dacă o să-și cumpere sau nu asamblare de la PC Garage, dar eu știu că din câte mi-a zis el o să mă cheme pe mine să-i asamblez. Deci o să vină în curând și videoclipul acela, nice, mare headshot aici, am dat, ia să vedem cum i-am dat-o. În mare parte ar trebui să vină prin, până în 10 februarie 100%, mă rog, 100%, 90% ar trebui să vină videoclipul ăla, sau hai să zic până în 12 februarie, depinde când își ia și el calculatorul, nu e 100% sigur că și-l ia până în 10 februarie, dar oricum sunt șanse destul de mari, ia să vedem. Mamă, ce headshot i-am dat, frumos, frumos a fost. Da, deci o să vină și videoclipul ăla. Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!